Dacă ești nou, abonează-te la canal și apasă pe clopoțel ca să primești notificare atunci când postez sau când fac live. Respect! Salutare, bă, fraților, și bine am regăsit la un episod din seria noastră de Farm Simulator 2018 pe Android. Dacă vreți clipuri cu acest joc, le-ți apăsă tot acolo să stăniam la acest episod cu mai multe like-uri. Și bine m-am regăsit aici la un nou clip. Da, în acest clip o să încercăm să tăiem, adică am tăiat iarba și sper că până la sfârșitul clipului să balotez dacă reușesc, dacă nu o să fac off camera. Și da, dacă mai vreți clipul cu acest joc, le-ți apăsă tunelul acolo. Nu mai știu în ce stadiu am rămas. Văd că terenul ăsta îi herbicidat, îi fertilizat. Să vedem dacă ăsta l-am întâi la fel. Chiar nu mai știu în ce stadiu am rămas, pentru că nu m-am mișcat de ceva timp acest joculeț. Văd că terenul ăsta nu-i și cel mai probabil și ăla mare, cred că îi fertilizat. Deci doar ăsta și cu lantul mic. Din păcate nu avem producții la oi, pentru că toată mâncarea, adică nu mai avem absolut nimic la oi. Dar o să încercăm în acest episod să facem baloți, pentru că nu o să trebuiască să mai tai de două ori, pentru că am două terenuri de iarbă și am nevoie de iarbă neapărat și nu o să mai stau acum să mai îmi fac pe amândouă terenuri să tai vreo două, trei ori. Știu că asta am spus în episodul anterior, dar n-am mai intrat pe joc pentru că nu prea mai m-am preocupat cu acest joc. Aveți Instagram în descriere, dați și mi-un follow, doamne ajută, acolo și sper că nu se aude destul de tare jocul. Și dacă vedeți clipul cu acest joc, le-ți hai să strânim la acest episod 140 de like. Știu că se poate, băieți, dați acolo share și subscribe dacă sunteți noi. Și ca în episodul anterior mă spun, acest joc este luat de pe ăsta Aptoid. Dacă vreți să vi-l descărcați și voi, descărcați Aptoid de pe Google și easy. Așa. Aveți și Discord-ul nostru în descriere dacă vreți să intrați acolo, suntem aproape 700 de membri, păcat că nu suntem activi toți, dar asta e. Nu vreau să fertilizez 100% corect, că nu prea îmi pasă mie de terenul ăsta, că oricum mi-aduce producție fixă, deci nu chiar dacă bag fertilizator sau nu. Să-mi spuneți, bă, băieți, dacă vă jucați ce joc și dacă vă jucați în ce stadiu ați ajuns, la gen fără hack, nu vreau cu hack și chestii de astea. Dacă, nu știu, să-mi spuneți, bă, uite, eu joc jocul ăsta și mi-am apucat deja, mi-am luat, nu știu, al 7-le teren de pe mapă, nu știu, zic și eu, ceva de genul. Și bă, băieți, am făcut și noi 3600 de abonați, vă mulțumesc că este nemult, încă 400 de abonați și facem și noi 5000 de abonați, sunteți super wow, fraților. Și nu uitați că astăzi, la seara asta, la 20:00, să fim live stream pe YouTube, deci vă aștept acolo un număr cât mai mare. Și sper că o să pun clipul ăsta până la 2, doamne ăștia, sau în 2 maxim. Hai că am terminat asta de pus, de fertilizat, așa, frumos, hai să mai mergem cu așa, oricum mai avem 1%, gata. Hai să mergem să încărcăm înapoi, chiar dacă mai sunt unele părți în care n-am fertilizat, chiar nu-mi pasă, pentru că nu încurcă cu nimic pe acolo. Bă, n-avem lucruri noi, am fertilizat și am semănat pe live, acum vreo două live stream-uri, cred, așa. Bă, ia să facem noi în felul următor. O să mergem să pun pe ăsta pe mod automat și mergem și strângem, întoarcem iarba pe terenul land. Ca am zis că nu mai stau să țin două, să văd cam cât scot pe o cultură, pe o doar o tură tăiat. Uite, deja aici crește. O să trebuiască să luăm uite, chestia asta de aici. Nu, asta. Mergem și punem pe ăsta pe mod automat și luăm JCB-ul rapid și punem. A, uite, deja a crescut iarba acolo. Ia, stai să vedem. A, nu, e aproape crescută. O să mergem acum cu JCB-ul să vedem care e treaba. Poate băgăm să, nu știu, tăiem a doua oară, doamne, nu știu, poate, na. Cine știe, bă, ce repede a crescut aici. Dar ce, și da, suntem pe foarte slăbani pentru că avem 17.000. Pentru că ne-a dat gaură în buget acel teren de iarbă, am dat 250.000, dacă nu știți, din episodul anterior. Și da, e super, super nașpa. Ia să vedem. Mergem cu chestia aia de strâns iarbă, ok. Nu asta, uite, unde ești, mă? Uite acolo. Bă, JCB-ul ăsta își face treaba, uitați și voi cât de murdar e, dar asta înseamnă că muncim foarte tare. Pe viitor v-am spus, aș vrea să-mi iau încă un JCB. Dar acum sunt părjale la bani, nu am absolut niciun ban. Adică aproape niciun ban. Nici misiune nu mi-a dat, uite că crește și aici. Să vedem dincolo cum e. Dar acum vine o producție de canola. Chiar am uitat să verific prețul la canola. E un preț destul de bunicel, 2700.
Ar merge în 2800, dar nu contează chestia asta. Și da, vreau să-mi spuneți în secțiunea de comentarii dacă vreți să facem clipuri cât mai lungi cu Farming Simulator. Vă rog frumos, lăsați în secțiunea de comentarii dacă vreți să fac clip de, nu știu, jumătate de oră, dacă chiar vă uitați și chestii de astea. Așa pot să, gen, dacă postez mai rar această serie, abia pot să fac mai mult progres în clipul respectiv. Ok, deci aici nu o să mă bag pentru că vă crește iarba și n-are rost. O să le pregătesc pentru următoarea dată când o să tai. Deci în momentul ăsta acum așteptăm să crească și nu știu, acum mergem să ducem mai de tăiat iarbă. Vreau să-mi schimb neapărat asta de tăiat iarbă, că nu o suport, nu-mi place chestia asta micuță și deci nu o suport, nu-mi place. Așa, deci terenul ăsta sper că e fertilizat, dacă nu e fertilizat eu mă arunc. Cred că e fertilizat pentru că da, e fertilizat, că eu primul fertilizez pe el și îl seamăn pe el pentru că e cel mai important teren. Așa, hai să dăm frumos în spate, luăm și noi această chestie de tăiat iarbă, urăsc chestia asta de tăiat iarbă. Și da, o să vreau acum să bag foarte multă mâncare la oi și după asta, că văd că merge bine cu oile și chestia, adică dacă merge bine, dacă o duc bine cu iarba pe care o am în momentul ăsta, o să cumpăr și niște oi, pentru că în momentul ăsta câte oi avem? Avem 41 de oi, deci producție 0 din păcate, dar n-avem ce face, băiți, asta este viața, stați așa să nu se ducă asta, ok, 24% e ok. Să nu se ducă, că se duce el să se umple singur și îmi ia de bani și așa, nu mai vreau să mai bag. Hai, dacă tot am venit aici, hai să-l pun eu, gen, numai cât îl tai, mi-a dat bam bam bam. Deci, nu știu, chiar aș vrea să fac chestia asta pe clip, dar nu prea cred că o să reușesc așa. Ăsta, hai că-i dau eu rapid, frumos. Uite, așa. Asta mă enervează la modul automat, că dă fix la fix, adică gen, chiar pe bune, știi? Nu fir lângă fir, cum ar veni, știi? Și aia, hai că am fertilizat fiecare, toate patru terenuri, mai bine zis. Așa, hai că se face și noapte frumos. Deci ăsta mare trebuie să se facă primul, pentru că el a fost semănat primul și fertilizat primul. Deci o să mai trebuia să mai așteptăm puțin. Așa, da, mă reamintesc, dacă nu știți Instagram-ul meu, vă frumos duceți-vă și dați-mi mie follow, aveți Instagram-ul în descriere, doamne ajută. Hai să pun și eu această chestie aici de fertilizat. Vă aștept să-mi iau și eu ceva mai mare. Acum vreau să mă duc la remorca de lână, să iau și aia 3% cât mai este acolo. Așa. Hai mai repede, rantă, nu. Hai mai repede. Unde am pus chestia aia? Uite aici. Să încarc și aia 3% și așa, nu am ce să fac. Oricum nu știu cât o să fie pe remorc. Bă, și am observat că nu mai există nicio remorcă dintre asta să înlocuiască. Am săracile mele oițe, nu mai au mâncare. Vedem cât îmi dă. 14%. E ok. Pentru 3% producție. Și acum oficial avem totul pe 0. Totul pe 0 la oițe. Verificăm prețul la lână, un preț de cacao. Adică 7000 e bun, adică na. Așa. Oficial avem totul pe 0. Ia să vedem aici. Ce mai avem pe aici? Nu mai avem nimic. Suntem săraci, lipiți pământului. Acum așteptăm să crească terenurile astea, să cultivăm și noi. Și adică să cultivăm și să vindem, pentru că avem nevoie de bani. Chiar vreau să văd dacă reușesc să tai această iarbă. Dar nu cred că reușesc. Așa. O să mergem acolo. Adică nu, terenul ăsta, tractorul ăsta îl las aici. Hai să pregătim combina. Uite, a crescut? A crescut. Bine, hai. L-am deblocat, fumul. Am deconectat de la tractor. Așa, acum îl dăm în stânga noastră. O să tai eu, pentru că nu vreau eu să... Mă enervează jocul ăsta, că nu-mi taie cum trebuie. Nu taie cu toată chestia asta, taie numai cu un sfert și nu-mi ia tot. Deci asta e a doua oară, fraților, deci mă aștept să scot foarte mulți baloți de aici, pentru că e destul de mare terenul. Dar asta nu știu cum o să fie, să vedem acum. Oricum o să dureze ceva cât o să tăiem acest teren. Că e destul de mare. Bă, na, și-o meritat într-un fel banii, pentru că na, e destul de mare. Deci acum să vedem câți baloți putem scoate din două ori de et.
Dacă o să iasă ceva mai mult, o să mai las centura care vine, o să las 3 ori. Și mai avem și terenul ăla mic, care, ok, las-mă că știu că nu pot să tai nimic, că nu există aici nimic. Dar știu că din terenul ăla, dacă îl tai doar o dată, ți iese o bală, parcă. Bă, decât nimica. Deci acum avem nevoie, e pe roșu. Deci avem nevoie neapărat acum de iarbă, de baloți. Dăm așa, frumos. Așa. Hai că aproape tăiem jumate. Într-adevăr, cu chestia asta durează foarte, foarte mult să tai un teren atât de mare cu chestia asta care tai doar 2 sau 3 rânduri. Deci e super nașpa. Restul o să se facă automat, n-au treabă, dar asta e mai nașpa că îmi ia prea puțin. Sau alea oricum le fac foarte ușor, chiar dacă le fac eu, dar le fac foarte ușor. Asta e mai micuță. Deci o să trebuiască pe viitor neapărat o să-mi dau upgrade la utilaj. Deci cu primii bani o să-mi iau imediat o să-mi dau upgrade. Pentru că nu mai suport această, nu știu cum îi spune la asta, sincer să fiu. Dar da, de tăiat iarbă, că nu, o să luăm pe a doua pentru că e mai bună. Gen, îi împărți imediat, mama, imediat merge frumos. Deci uite cum a crescut iarba asta. Doar ca să mai îmi facă pe mine să mai îmi vină o tură. Ok, gata, am terminat de tăiat iarbă. Hai să punem asta deoparte aici frumos. Să nu încurce și hai să-l întoarcem rapid iarba. Deci n-am tăiat astea două ori care tai. Deci s-ar putea să scot ceva baloți. Chiar vreau să fac măcar vreo 2 remorci pentru că am nevoie de iarbă. Am nevoie să băgăm, să pornească înapoi producția de lână. Deschidem astea un pic mai. Uite așa. Și îl dăm aici pe automat și verificăm. Deci terenurile astea aproape sunt gata. Adică o să luăm combina și o să ducem la locul ei, adică pe terenul ăla, pentru că acolo trebuie. Cât timp întoarcem iarba aia, cred că o să crească și asta și o să tăiem și pe asta, dacă nu măcar să tăiem terenul ăla, să îl îmbalotăm sau să facem câțiva baloți. Deci nu mă las dacă nu fac niște baloți. Deci trebuie să fac câțiva baloți în acest episod. Acum întoarce iarba, după aceea o să mergem cu chestia aia să facem rânduri ca să putem balota cât mai rapid. Și aia e, dacă o să apucăm, dacă o să am timp să recoltez pe clip, recoltez, dacă nu facem doar baloți și fac eu off camera. Hai să mergem repede aici. Uite că fac eu, hai. Dă-te un pic mai așa, ok, hai că e bun așa. Ok, eu cresc cu șicanul ăla între timp, hai că punem și asta de strâns să facă rânduri. Ăla întoarce acum iarba și începem să balotăm. Ok, am terminat de întors iarba, acum merge să aducem balotiera pentru că a făcut deja câteva rânduri, putem să începem să balotăm și după asta, între timp, combina îmi recoltează canul ăla și facem două chestii deodată pentru că așa putem scăpa, nu știu, mai repede de treburile astea. Știu că o să-mi ia câțiva bani ăsta automat, dar nu contează, asta e, îi facem noi la loc. Hai să mergem repede să luăm balotiera și să ne apucăm de treabă, să terminăm acolo, să balotăm primii baloți și după asta o să-i fac eu off-camera că nu vreau să vă mai lungesc foarte, foarte mult pentru că și așa cred că ați ieșit de pe clip, dar asta e altă treabă. Hai să luăm repede balotiera asta de aici. Așa, hai să lăsăm asta în jos. Cred că acum ar trebui să meargă, hai. Bă, merge destul de încet, dar nu contează chestia asta. Hai că facem și noi un balot pe rând. Bă, nu știu ce iese atât de greu. Dar nu mă așteptam. Așa, hai să continuăm. A, ok, hai că scoatem, nu știu, 2 baloți. Scoatem 2 baloți. Am scos unul, ok. Aparent, combina a terminat treaba. Mamă, cât de încet se mișcă. Am făcut și noi 2 baloți. Ok, hai că mergem acum să luăm combina, să o ducem la locul, la următorul teren. Facem aici baloți. Încetișor, așa. O să trebuiască la că o să iau eu off camera, băieți, pentru că nu vreau să mai țin foarte, foarte tare acest clip. Shit. Am luat-o prea... Las că o să corectez eu off camera.
Bă, băieți, cam asta a fost și clipul de astăzi. Eu am fost la Lințiu și sper că v-a plăcut. Eu am, nu știu, o să ne vedem data viitoare. O să termin eu aici off-camera, o să-mi balotez și o să recoltez eu off-camera, pentru că nu vreau să vă mai țin, cred că e destul de lung acest clip. Eu am fost la Lințiu, aveți Instagram, mi-am descris, și mi-e foarte să facem 700 de 800 de follow. Eu m-am lăsat, ceau, pe față.